Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. Tu n-ai idee cum s-aude pe stradă, de fapt. Haos, nu? Tu pe mișezi gata, chemă poliția. No, cu asta ne leagă. Cu asta ne leagă. Pur și simplu, parcă trăiesc un vis, un vis din care nu vreau să mă trezesc. Play? Play, da. E play, da? E play, da. Salutare mafioților și bine ați găsit la un nou vlog. E ceva special acest vlog, deoarece, după cum puteți să vedeți, am început să lucrăm și la corpurile noastre, deoarece după ce am făcut 100.000 de abonați și am făcut tot ăsta nebun, am zis că trebuie să lucrăm puțin și la corpul nostru și de două zile facem exerciții cu gantrele și facem niște abdomene. Se simte o îmbunătățire. Am început să avem febră musculară. Astăzi este o zi importantă deoarece noi am făcut evacuarea la 38, ați văzut-o și voi, se aude super bine, chiar se aude 800 cum voiam noi. Astăzi a venit ziua aia cea mare pe care o așteptat și voi, o aștept și eu, dar cel mai mult o așteaptă Mari, pentru că de când am făcut evacuarea la 38, eu am fost certat de către soție în fiecare zi. Doamne, ce prost mergi vânzările astea! Nu se mai poate. Și ce te faci? De o săptămână tot umblă la degetelele alea. Nu ne merg vânzările și tot se minunează de degete. Eu crezut că mă faci pe mine, dar cu crema asta nu... O să meargă kilometri înapoi, ca uși! Cerco, parteneritul cu 20 de creme, niciuna nu funcționează! Care vertical mare reducere 20%, intrăm în faliment 100%, șeful, ce dacă eu zic că nu mai vine nimic, mă duc și eu la care vertical! Fui ce noi nebunit, vino să te un puțin și pe tine pe degete, să vezi cum merge după aceea! Car vertical este aplicația unde îți poți verifica kilometrii mașinii și daunele ascunse pe care niciun samsar nu ți le ascunde. Verifică-ți mașina cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul MERITĂ. Salutare, dragilor! Da, sfatul meu este să vă ascultați soțiile, pentru că ele întotdeauna știu ce zic. Dânsul n-a făcut-o și de aceea va plăti astăzi încă o dată ca să facă evacuarea la E38 exact așa cum trebuie. Și trebuie să se audă ca mașina lui? Nico din Italia, băiatul care a venit să filmăm șeptarul lui manual V8 și de acolo a plecat toată nebunia asta cu șeptarul ăsta de cumpărăță de A7 manual. Și prima dată eu am fost speriat de treaba asta, să fac o evacuare straight pipe aproape, pentru că nu știam cum o să se audă, nu știam cum o să fie, credeam că o să fie puțin cam tare. E, astăzi a venit vremea să mergem să facem toată treaba asta, să scăpăm de finalele alea, să scăpăm de catalizatoare și hai să vă arăt eu vouă ce mai avem noi aici pe balcon. Aici avem finalele mașinii originale. Aici avem diferențialul pe care l-am schimbat pentru că ăla original huruia și aici avem toba pe care am dat-o jos. Nu știu asta, intermediar, ce mai exact, pe care va trebui, din câte am înțeles, să o punem înapoi pe mașină. Așa cred eu. Mari, ești pregătită? Eu sunt foarte pregătită și Doamne ajută măcar astăzi să fie reușita aia 100%. Băi, nu pot spui că suna bine. Uite, să vă las acum un clip să vedeți cum sună mașina. Se aude foarte bine, dar... Eu nu neg că eram la Vogan, la Lovan. La rul, nu neg. Dar trebuie să se aude exact așa cum cere sufletul. Avem acolo șeptarul nostru mafiot, avem E39-le, mai să spălăm și de puțin că e murdar. Avem și o mandarin, te rog frumos, arată și o mandarin, da, avem și de el. O mandarin. Îi dăm bătaie, spălăm și șeptarul și mergem să facem evacuarea. Let's go. Voi trebuie să dați un like neapărat, să ne strângem cât mai mult, pentru că suntem deja 100.000 de abonați și vreau să facem și știu că putem să facem mai rapid cei 200.000 de abonați. Nu mai este ceva în oraș. Dacă iese cum trebuie evacuarea, îți dau o apă la plic. Sau era supă la plic. Îi dăm bătaie să spălăm mașina. Ideea este, eu sper să fie evacuarea asta, din ce am văzut eu poze, din pozele pe care mi le-a trimis Nico. Asta cred eu că este. Dacă nu, tu lasă băieții la pilot, că astăzi o să știi ce să facă. Pilot tuning. Cum? Pilot tuning. Pilot tuning. Okay. A combinat el două acolo. Hai să sponsorizeze unul dintre ei. Dăm un col și atunci stau de acum și după aceea vom face un after după ce va fi evacuarea aia blană rău. No, God, please, no! A pornit puțin cam greu. Cred că eu când am demontat pe aici toate lucrurile, am stat cu plafonierele aprinse pentru că aveam o problemă cu trapa. Curgea pe mașină pe undeva pe aici. Am verificat, am desfăcut toți stâlpii parasolare, eu, cu mânuțele astea două, unse cu toate alifiile, am desfăcut toate lucrurile astea, dar cred că am stat cu plafonierea prinsă și acum pornește puțin cam greu. Eu știu de ce pornește greu. De ce? Că e Mercur retrograd.
Mie parcă totuși mi-e frică puțin de felul cum o se audă, parcă și acum duduie puțin. Ați place voi puțin cum se aude? Se aude destul de pronunțat în mașină. Ce să zic, că eu vreau să audă tare. Da. Băi, așa sunt femeile, mai gălăgioase, mai cine știe. Așa, femeile vor mai tare, vor mai tare. Asta e vreau să zic, sfatul cu Madi. Da, pentru viață fericită, ascultați-o pe Madi. Măi, ea nu prea se aude, într-adevăr, se aude foarte, foarte încet în interior, din cauza geamurilor și că e bine antifumată mașina. Dar afară se aude tare. Mie acum e și rece evacuarea, chiar e rece, doar ce am plecat cu ea și nu prea s-o, vreau să o turesc foarte mult, pentru că am schimbat și diferențialul ăla, aveai și uleiul ăla mai gros de racing. N-ar vrea totuși să o forțez, o forță mai încolo puțin. A few moments later. Asta e nou. Bă, băiatul, doar când fac stânga. Ce bine că de acum nu mai fac stânga, gata. Hai de cap, mă. Bă, așa e cu mașina asta vechi, frate. Rezolvi un zgomot, apare altul. Am rezolvat diferențialul, acum au când bate o biletă de direcție pe dreapta sau cine a bate. Acum văd că și volanul, vai de cap, hai să spălăm că e jale cu ea. Hai în altă parte, Madi. Atâta baftă avem, nu merge spălătoria, n-are curent. Spălești o mașină o dată pe lună și... Ne-am întors din drum, mă, de asta. Adevăr, hai să mergem. Și inevitabilul s-a produs, am ajuns din nou la benzinărie. Locul unde acestui V8 îi place cel mai mult este nemâncat, nesătul. Mănâncă benzină de 3 ori pe zi dacă o calci cum trebuie. Nu i-am mai făcut full-ul pentru că m-am gândit eu mai bine. Am făcut așa niște calcule matematice pentru că din 2024 mi se pare că am luat așa bine cu matematica. Am început să calculez mai bine banii, cel puțin, cum se duc din portofel afară. Că doar în felul ăsta pot să calculez pe bune. Tristuț! Și am zis, bă, nu mai fac full-ul pentru că dacă fac full-ul eu o să dau tare în ea. Că văd acolo că am bani, că am valoare, am rezervorul full și dau în ea. Mai bine am băgat jumătate de rezervor, 300 de lei. E mai bine așa, ca să nu fie full acolo. Plus că o să ai mai multă greutate în spate, o să consumi mai mult mașina. Multe chestii dezavantajează n-avea full-ul. Îi dăm către mâncare pentru că o să ajungem prea devreme. Ajungem la 11.51 și noi avem programare la ora 1. Mai să mâncăm și ceva sănătos, pentru că v-am spus, am început să tragem de fiare și vrem să vedeți o schimbare și pe partea noastră fizică. Pentru că nu se mai poate, fraților. Nu, Madi? Ia uite, deja ne claxonează. Hai să vă dăm și vouă așa un sunet, să vedeți cum se aude acum mașina, în momentul actual. De ce zic eu? Că se aude, dar parcă îi mai lipsește ceva, parcă lipsește geamurile închise. Nu se mai aude așa bine. Da, cu geamurile închise zici că e electrică. Într-adevăr, un bas așa are o tonalitate joasă, pe care sper să o păstreze, parcă mai trebuie ceva. Hai să vedem dacă reușim să obținem astăzi. Eu zic că da. Hai să vă arătăm cum se aude și de afară, pentru că s-a încălzit evacuarea și ar fi un sunet real acum. La garaj să facem mașina, să facem evacuarea aia șmecheră. Uitați-vă ce mâncare șmecheră are Madi aici. Mâncare sănătoasă. Mamă, ce miroase a usturoi de la proaspăt. Bă, cred că mi-am luat țeapă, pentru că mi-am luat aici pui diavol. Diavol, lasă ceva de genul. Și Madi, ce are acolo? Pui cu smântână și usturoi. Și ciuperci. Mamă, facem puțin jumate-jumate. Da, corect, cu mare drag, auzi și tu ce întrebare. Oricum, nu vedeți că nu mai are loc la noi pe masă. Nu mai stă cu noi la masă sucul și alte nebunii. Oh my god. Mâncare e sănătoasă, avem orez, tot ce trebuie. Zi, Madi. E delicios. Dă-o și o gură, ia ține. Mă bat la mama, e nebun la cap. Wow. Top. Mamă, că și asta arată bine, e fancy, așa arată. A mea, să fiu sincer, nici măcar n-arată. Cred că se mănâncă asta, nu știu. E bună. E bună, nu? Face ce face bătrânica asta și ajunge numai pe elevatoare.
mai cu capotele deschise. Uf, nu-i semn bun deloc. Măcar lasă să nu băgăm ulei, că l-ai trăit, nu? N-are cum, adică pe internet 4-0, ăsta sună gros și tare. Trebuie să sună și al nostru la fel. Acel moment când îi explici moșului că tu vrei tare și gros. Prima dată o să dăm în plus aici, adică aceste lucruri care s-au destul de gol după părerea mea. Avem mix pipe-ul pe care, într-adevăr, băieții de aici la Pilot Custom ne-au spus data trecută că n-ar fi indicat să facem mix pipe-ul ăsta. Eu m-am încăpățânat crezând că e la fel ca la E39 și să fie o sună cum trebuie. Posibil să venim cu pur și simplu două trasee diferite, pentru că se cam sparge din zgomot. Dar oricum vor renunța prima dată la aceste catalizatoare, le vom da jos să vedem cum se aude, apoi vom merge mai în spate și aici în spate finalele astea vom vedea dacă rămân și ele pe mașină sau le dăm și pasă sus. Ori o facem straight pipe, ori nu mai facem după părerea mea. E de muncă, frate. Mamă, îi vine căldură de aici așa. Da, dar nu le-a dat oamenilor diferențialul ăsta, nu? Uite cum arată diferențialul ăsta față de la vechi. E altceva, nu? Frate, nu l-am văzut nici eu. Arată-l cumva, vezi? Top. E mult mai bine. Ia vină puțin. Stai. Păi de-aia rezonau, frate, uite-te și tu, e... Ce are? E gol tot. Era gol, frate, se vede într-o parte în alta. Mă scuzați, cum crezi că va suna evacuarea data aceasta? Doamne, Michael, ce-a fost acolo, te rog? Crezi că o să fie ok? Doamne, ajută, Michael! Așa o să pupați și evacuarea când se termină? E. Am înțeles, deci aveți încredere, da? Da, Michael, Doamne, ajută! Fraților, hai să vedem acum cum se aude fără catalizatoare pe mașină. Vezi că parcă e altceva, nu? Nu-mi dau seama, sincer. Hai să dăm o trochea? Hai să dăm o trochea, să vedem cum merge. Parcă sună puțin mai gros acum, nu? Da. Mamă, iar sunet, frate. Iar sunet, pe bune. Nu-mi dau seama, mă, că e... Vreau să te aude diferit, frate, de vrrrrrr. Da. E altceva, man. E altceva, man. Deci că e Formula 1 acum. Mamă, Madi, cum e. E real, frate!
E haos, nu? Play, dai play. E play. Mamă, dar se aude. Mai facem, dăm evacuările jos, dăm finalele jos, e prea haos, frate. Boss, e prea haos. Nu se poate ceva, adică e prea mult. Doamne, dar cum poate să se audă, frate, ce diferență fac catalizatorile alea? Tu n-ai idee cum se aude pe stradă, de fapt. Jur că nu vine să... Te aude tare pe stradă, nu? Da, frate, a ieșit femeia afară și a stăcat că am o poliție. Dar doar atunci, chem poliția, chem poliția. Mamă, Doamne, e cartuș. M-am păcătat și mai bine, deci zgomotul clar îți amplifică maxim și senzația de viteză. E altceva, e haos. Doamne! Doamne, vine să crem, frate! Scuze-mă! Scuze! E bine, am primit confirmarea că evacuarea e bună. Asta e confirmarea, dacă ies oamenii afară, că mai dăm și copiii prin casă, e bine. Mai ne culcăm până la 4, până la 5, nici copiii nu mai are somn de frică. Tremură copiii în frică și spune, au, zbeară, păi dar ce înseamnă asta? Unde suntem? În jung? Nu mai dăm finalele jos, mi se pare prea mult, Madi. Madi o să spune prea tare. O să fie haos. Să zicem că din respect pentru vecinii noștri, lăsăm așa. A few moments later. O să mă omor, Madi, sincer, dar m-am răzgândit. O facem stoc. Vorbesc ce? Serios. Ce-i faci stoc? O facem stoc. Ce stoc îi faci? Noi o să dăm și X-pipe pe jos, să facem 3 pipe direct, adică să, o să sune puțin mai tare și mai gros puțin. Nu fă glume de asta că mai când să te inima. Am zis că dacă tot am ajuns, nu mai vin încă o dată până în voluntari din militari, e drum lung până aici. Hai să facem și treaba asta, să vedem cum se aude. Dacă se poate și mai bine, hai să facem și mai bine. Eu nu știu cum poate să se aude mai bine, dar dacă se aude dumnezeesc. După atâtea evacuări văzute, ce părere ai de evacuarea noastră? Hai de vorbesc și care mi-a făcut. De evacuări. Zi mai că ceva. Când a văzut că ne întoarcem, a făcut ceva de genul. Ce? Auzi și fără finale, fără nimic, adică țeavă goală, țeavă goală. Ia stai. Mari s-a speriat acolo în spate. Nu. Așa nu. Așa s-aud tractoarele. Jură-te că nu ți-a plăcut. Nu, așa nu. Nu se auzea rău, ziceai că e Mustang din 70. Mă bate vântul în față, eu n-am niciun chiu de viață. O finimă, ce mașină mi-am luat. Unde sunt toți banii mei, care petreceam cu ei? O finimă, mașină nu de 2 lei. Acolo, după cum puteți vedea, acolo și e și fum de la rezervor. Nu știu în care motivul. Fum, iese foc. Eu stăteam la bar liniștit, îmi beam apa minerală. Pare că sunt mai masculin așa. Sună foarte gros acum. Mamă, sună și motoret acum.
Mamă, frate, e total altceva acum. Suna muscle-car acum. Acum asta vreau și eu să zic, da. Suna... Da, noi n-avem muscle-car. Mamă, frate. Doamne, ce mașină, frate. Bă, frate, nu vine să crede diferența de la cel la pământ între evacuări. Mamă, ce șmecher e mașina asta care are un motor cu care poți să te joci, gen cu evacuările. Bă, pocăne e mai mișto acum. Nu mai sună așa spart. Cum a sunat V8, frate. Suna V8 de americani acum. Speria pe mea. Mamă, man. Man, sună altceva acum. S-a terminat șmecheria acum. Ești căzut neam cu elicopterul? Man, s-a terminat șmecheria, fratele meu, cu asta. Se aude a muscle car, efectiv. Auzi. Alarmele pe partea cealaltă. No, cu asta ne leagă. Cu asta ne leagă. Eu nu pot să cred așa ceva. Dar dacă mergi chiar normal, ca și cum ai merge normal cu mașina, merge așa. Deci, uite, nu s-aude, nu, nu. Deci când vezi poliție, mergem așa, știi? Da. Bă, nu e, nu... Nu e normal așa ceva. Da, îmi place maxim cum se aude. Stai că vreau să o aud și o dată. De afară, să știu dacă așa o rămâne sau nu. Faza e că avem X-Pipe-ul, deci putem să păstrăm X-Pipe-ul, să-l punem înapoi. Dar nu prea cred. Mamă, cum se aude! Mamă, cum se aude! Vai de mine! Se aude tare! Nu că se aude tare, se aude... Zici că avem megafonul lângă! A, știți cum se aude? Se aude fix ca Mustangul lui Teo de la Focșani, UHT-ul, dacă mai țineți minte. Știi cum se aude? Că tot mă gândeam cu ce mașină seamănă. Se aude fix ca Mustangul lui Teo de la Focșan, ca acel bullet, dacă mai ținite. S-aude mișto, părerea mea îmi place cum se aude. Păi da, era 10 din 10 mașina aia. Later. 3 zile mai târziu, mafioșilor, m-am uitat la Sibiu și vreo 2-3 rezervare de benzină consumate. Fraților, este ireal. Nu-mi vine să cred că am mașina asta, nu-mi vine să cred că se aude în felul ăsta și, în sfârșit, mașina asta este a mea. Deci, pur și simplu, parcă trăiesc un vis, un vis din care nu vreau să mă trezesc. M-aș trezi doar dacă în fiecare dimineață aș auzi treaba asta. Hai să văd acum și cum merge.
Cam asta a fost, mafioților, dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, trebuie neapărat să ținem cât mai mulți, 200.000 într-un timp cât mai scurt și cel mai important, mergeți mai departe cu visul vostru, că la un moment dat poate să devină realitate. Pa, pa!